Bună seara și bine ați venit la I Love Failure Education, volumul 1. Să mă prezint. Numele meu este Meșter Cătălin și sunt fondatorul mișcării I Love Failure. Sunt minimalist, serial antreprenor și product designer. În mare am pornit mișcarea I Love Failure pentru mai multe motive, dar mă săturasem să tot aud de succes și să nu aud de eșec. Și am avut niște discuții interesante cu oameni care au failuit și mi s-a părut că am avut mult mai multe chestii de învățat de la ei decât de la cei care au reușit din prima. Și am hotărât să fac această mișcare, I Love Failure, care a luat amploare pe parcurs. Acum, fiind vorba de educație, și am avut foarte multe eșecuri. Am fost homeless de câteva ori, am avut tot felul de situații penibile din care am învățat. Dar în seara aceasta aș vrea să vorbesc puțin, încerc să mă aduc aminte de pe partea de educație, din facultate și liceu, când de pe vremea mea și cam ce aș fi vrut să mă fi învățat oamenii în perioada aceea. Și vreau să zic că mi se părea foarte clar că profesorii mei n-aveau absolut nicio capacitate de adaptare și dacă le schimbai efectiv o chestie din curriculum, săreau în sus și cred că skill-urile cele mai importante în ziua de azi sunt capacitatea de adaptare și de a primi feedback și sunt total alte skill-uri decât materia în sine. Pentru că cu oricine vorbești, care vrea să te angajeze și așa mai departe, modul în care comunici cu el și vede că ești capabil să ai o conversație fără să te enervezi și și ești capabil să primești feedback fără să ți se umfle ego-ul, ai ceva avantaje față de alți candidați. Sau dacă vrei să mergi pe partea antreprenorială, mi se pare că trebuie să ai o relație foarte, foarte bună cu eșecul, pentru că de foarte multe ori o să te întâlnești cu el. Adică în zi foarte puține chestii ți ies până începe să meargă, de exemplu, o firmă. Și dacă nu știi să controlezi aceste emoții și să controlezi ce se întâmplă și să nu dai vina pe lumea din jur, nu vei reuși. Și de mici nu te prea învață nimeni chestii de genul ăsta, să mai vorbim că nu se vorbește de sex, droguri și alte chestii interesante de care ar trebui să se vorbească, pentru că nu sunt subiecte așa delicate. Și cam astea ar fi o introducere de la mine pe partea asta. Acum vedem fiecare speaker ce are de spus. O să merg puțin mai departe, să vă zic puțin de mișcarea I Love Failure. Eu am început în București acum 2 ani și ce se întâmplă aici, oamenii urcă pe scenă și povestesc despre eșecuri profesionale cu o sală plină de oameni. Și aici așa lumea îți dă seama că nu sunt singur. Foarte mulți cred că sunt singuri când ceva se întâmplă și aici așa văd că, uite, de fapt este o grămadă de lume, toți trecem prin asta. Și evenimentele sunt foarte, foarte interesante și pe partea de socializare. Mai avem și Failure Anonymous, niște evenimente în care stăm la masă, într-un cerc și fiecare povestește de eșecurile pe care le-au avut, ultimele eșecuri pe care le-au avut. De obicei la o bere, la ceva și stai și povestești, un fel de terapie, să zicem. Apoi avem evenimentele corporate, unde problema este foarte mare, pentru că din școli, oricum, lumea este învățată să aibă o relație foarte proastă cu eșecul și implicit cu inovația. Și acum toate companiile, indiferent de cât sunt de mari, sunt nevoite să inoveze, sunt nevoite să încerce și angajații sunt oameni care efectiv nu vor să iasă din zona lor de confort și nu vor să încerce nimica pentru că știu că sunt pedepsiți. Și atunci companiile zic, ok, de acum aveți libertatea să încercați, nu o să vă pedepsim dacă veniți cu produse și dacă greșiți, nu e nicio problemă. Doar că este un proces destul de greu să schimbi mentalitatea odată formată. Și de-aia cred că tot ar trebui să pleci undeva din educația, deci cât mai devreme în educație. Noi încercăm și în corporații cu evenimente în care liderii companiei vin și discută despre eșecurile lor profesionale ca să arate că, într-adevăr, direcția companiei s-a schimbat din punctul ăsta de vedere.
Ok, acum suntem în 4 țări, 10 orașe, am avut 197 de failure stories și în jur de 3350 de attendees. Avem și un podcast care se numește Hello Failure Podcast, în care povestim de eșecuri cu diverse lume, de la antreprenori, directori de bănci, stand-up comici și așa mai departe. Acest eveniment nu ar fi posibil și mișcarea Hello Failure fără partenerii noștri din România. În Timișoara este Cowork Timișoara, Andrei și Rebecca. În București este Mindspace, care a avut încredere în noi de la început. În Brașov este Ștefan cu iCoop. În Cluj-Napoca, Cluj Cowork. În Iași, Fab Lab. În Piatra Neamț, Rubik Hub. Și last but not least, Codruța Răbăgel, care este și inițiatorul evenimentului din seara aceasta și moderatorul în același timp, care are incubator Sibiu, și dau cuvântul ei acum. Mulțumesc! Mulțumesc, Cătălin! Mă bucur că, iată, am reușit să unim forțele incubatorul 107 Sibiu cu I Love Failure. Am lansat în Sibiu, în februarie, I Love Failure Sibiu. Ei bine, pandemia a venit și ne-am oprit pentru o vreme, dar asta nu ne-a împiedicat să facem un I Love Failure în carantină și acum. Am zis că e momentul să ne orientăm spre educație, așa că am venit cu propunerea, hai să facem un I Love Failure Education. Încep prin a spune că educația este esența în tot ceea ce fac eu zi de zi, de la lucruri cu mine, în relația mea cu sinele meu, până la pacienții pe care i-am în cabinetul de psihoterapie și la toate activitățile pe care le derulez în ONG-ul pe care îl coordonez, respectiv în incubator. Așa că educația consider că e baza la tot ceea ce noi visăm sau la tot ceea ce noi putem să lăsăm în urma noastră. Așa că fie putem să visăm la o societate faină care poate să ofere oportunități tuturor oamenilor, fie putem să o construim. Și eu aleg să construiesc comunitatea și implicit societatea în care vreau să evoluez și în care mi-aș dori să-mi cresc copiii. Așa că lista de invitate de azi a fost întâmplătoare, să știți, că am ajuns doar doamne pe listă, deci nu a fost cu intenție. Domnilor, cei care sunteți acum online și ne urmăriți, vă mulțumim. În următoarea ediție o să fie și domni pe lista de invitați. Vreau să găsim puterea feminină, să spun așa, în seara asta, să vedem ce ne vor împărtăși invitoatele noastre vis-a-vis de educație, de eșec, de vulnerabilitate în educație, bune practici vis-a-vis de lecțiile pe care le-au învățat după ce au traversat un eșec și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, în sistemul de educație, eu am trăit un eșec. În momentul de față nu mai există cuvântul eșec în viața mea, ci mai degrabă lecție de viață. Dar în copilărie și în perioada în care am fost elevă, cred că cel mai mare eșec a fost acela că nimeni nu m-a învățat să mă ocup de emoțiile mele, de cine sunt eu. N-am discutat despre abilități de viață, ce înseamnă să spui ce simți, ce gândești, cum să primești un feedback și așa mai departe. Practic, mai toată viața mea de elev a fost aceea în care trebuia să iau note bune, că exista acel mare trebuie, da? Am și făcut-o și abia prin liceu și spre finalul liceului am început să intru în acțiuni de voluntariat unde mi-am dezvoltat abilitățile de viață, care cred că ar trebui să se regăsească în sistemul educațional. Și în momentul de față, cum ziceam, nu mai există ideea de fail pentru mine, ci există ideea de lecție de viață. Așa că am învățat pe parcursul anilor să recadrez semnificația acestui cuvânt eșec și sunt curioasă să văd cum vedeți fiecare dintre voi failul în contextul educației. Visez ca la un moment dat cu oameni minunați, precum invitatele noastre din această seară, să reușim să
să mai punem o cărămidă sau să transformăm sistemul educațional. Eu visez să introduc în școli programe reale de dezvoltare personală și autocunoaștere, care să creeze copiilor abilități de viață, să știe să se adapteze la situații de criză, să-și gestioneze emoțiile, să integreze un fail în viața lor și să nu-l ia ca pe o dramă și să trăiască pe parcursul vieții cu acea dramă agățată de ei și așa mai departe. Așadar, visul meu este lansat, e pus pe tavă în fața voastră. Vreau să mă încadrez în timp și să nu mă certe, Cătălin, că nu mă țin de timing. Aș putea vorbi la nesfârșit despre visul acesta vis-a-vis de educație. Însă, vă propun să o ascultăm pe Laura Borbe. Laura este un dascăl desăvârșit, e profesor de discipline socio-umane. Acum dă din cap că nu, dar noi știm că da și Adri dă din cap că da. În paralel, lucrează ca și trainer și are o serie de proiecte pe zona educațională și pe zona emoțională, precum Cercul Siguranței și așa mai departe. Dar îți dau cuvântul, Laura, și te ascultăm. Îți mulțumesc că ești aici cu noi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Am zis da foarte repede după ce am vorbit cu tine, Codruța, și asta e una dintre sursele erorilor mele. Spun da și după aia gândesc. Și după ce ți-am zis da, am zis, no, acum ce Dumnezeu o să spun legat de eroare, pentru că subiectul este într-adevăr imens. Și după aceea am rămas intrigată puțin de titlu, adică I love failure. De fapt, nu ne place să greșim și cumva de aici încerc să îmi construiesc scurta prezentare, sper și eu să mă încadrez în 10 minute și ca să mă pot încadra în 10 minute, mi-am pregătit un PowerPoint care să ne conducă puțin, dacă îmi dați voie să share-uiesc, sau am deja? Da, am. Da, cred că are deja. Am. Ok. Deci, am zis așa că mare parte din viața mea mi-am petrecut-o la școală, fie că am fost elevă, fie că am fost sau sunt profesoară, și una din, adică aproape fiecare din realizările mele, pe care sunt foarte mândră, au venit după unu, două sau mai multe eșecuri. Deci am ratat-o grațios și în liceu în treapta a întâi, am ratat-o grațios în treapta a doua, am ratat-o de două ori la facultate, inițial am dat admitere la drept, după aia mi-am dat seama că nu e direcția bună și am ajuns să dau admitere la filozofie și nu-mi pare rău. Am ratat-o la primul examen de titularizare, am ratat-o grandios la prima mea întâlnire cu directorii și când am văzut ce cool îi să ratezi întâlnirile cu directorii, o țin așa într-o veselie. Și cumva în timp mi-am construit un fel de mecanisme de coping. Am câteva gânduri care mă ajută în toată povestea asta, pentru că adevărul e că nu ne place să greșim, nu ne place să observe cineva că greșim sau să ne trezim noi că am greșit. Nu ne prea place în România să suportăm greșelile, consecințele greșelilor noastre, nici ale celorlalți. Și atunci mi-am zis, no, bun, ne-am adunat aici ca să ce? Adică Ce vrea lumea de la mine, toată povestea asta? Și mi-am zis, hai să vorbesc despre gândurile sau despre cum fac față eu erorilor. E o teoria lui Popper despre cunoaștere și acolo, de acolo a venit prima mea inspirație, și anume că
învățarea, în procesul de învățare sau cunoașterea, acumularea de cunoaștere, înseamnă practic să elimin erori. Și cum pot să fac treaba asta? Păi, uneori, dacă am noroc, îmi pică mie fisa, domnule, am greșit. Mă uit la rezultate, mă uit la ce îmi doream și îmi dau seama că există o abatere de la ce voiam și atunci uneori îmi dau seama singură de eroare. Dar din experiența mea, e mult mai eficient și mult mai bine să ai pe cineva care să-ți spună că ai dat-o de gard. Și pentru asta trebuie să accepți să fii vulnerabil. Ceea ce știm că e foarte, foarte greu, dar oricum există mai mulți oameni dispuși să te critique în viața asta decât ne-am dorit. Și atunci, dacă e inevitabil, hai să vedem cum am putea să facem treaba asta. Și o să vă zic care sunt mecanismele mele de coping. În primul rând, îi suspectez pe toți de bună credință. Adică toți cei care mă critică, domnule, de fapt îmi vor binele. Uneori, adică de cele mai multe ori, rămân cu credința asta, chiar dacă cel care mă oferă un feedback sau cel care mă critică n-a găsit cea mai frumoasă, cel mai frumos fruct ca să includă ceapa pe acolo. După aceea încerc să practic modestia. E un exercițiu pe care îl fac în fiecare zi și îmi propun să-l fac. Adică nu le știu pe toate. Sau s-ar putea să mă îndoiesc de gândul meu frumos, că noi suntem cam îndrăgostiți de gândurile noastre. Și atunci am zis, domnule, poate că e doar un love story aici și că ideea e cât se poate de proastă. Și hai să-i dau omului de lângă mine șansa să-mi zică că nu e bună ideea mea. După aceea folosesc umorul, de câte ori pot. Autoironia e un mecanism foarte... Mă simt foarte bine, ironizându-mă pe mine și așezându-mă într-o situație dintre aceasta de umor. Și vis-a-vis de asta mi-amintesc de primul meu training cu profesorii. Păi, am zis, domnule, dacă te duci și lucrezi cu elevii la școală vreo 20 de ani, ai cum să nu te descurci în fața unor adulți, că... Doar aia mai de treabă decât copiii. Știți, copiii caută imediat tot felul de chestii ca să te necăjească. M-am înșelat amarnic. În clipa în care am intrat în sala de curs și am văzut din postura corpului oamenii dispuși să-mi sară la beregat, am zis, acum sigur o ratez. Și pentru că practic umorul și e un mod de a mă relaționa eu cu viața, am zis, dom'le, dacă zic eu oamenilor ăstora să nu se aștepte de la mine la mare lucru că tabula rasa, ce o să se întâmple după ce recunosc asta? Păi cam nimica, că după ce recunoști că ești cam prost, ce poate să-ți mai spună cineva că ești mai prost? Da? Adică, cumva m-am așezat, m-am detașat de situație și am zis, orice eroare o să scot acum pe gură, oamenii eventual vor avea așa o privire condescendentă și trec peste. Și ce am descoperit în acest prim exercițiu este că da, funcționează, că oamenii devin, chiar dacă sunt critici, sunt mai atenți, mai grijulii. Adică săraca, după ce că spune ea că nu se descurcă și nu știe, acum ce să-i mai fac viața amară? Și în felul acesta reușesc să câștig simpatia. Deci vulnerabilitatea trântită așa în fața oamenilor are un efect fabulos pentru că îi umanizează pe critici. Și te protejează, cumva te protejează. După aceea... Știu din toată teoria aceasta legată de atașament că noi avem niște lentile prin care privim viața. Și uneori cei care te critică, de fapt,
văd o altă lume decât vezi tu. Avem dioptrii diferite. Și nu mă încarc cu critica respectivă. Ci zic, domnule, din unghiul tău, cu dioptriile tale, așa se vede. La mine e roz, la mine e frumos și cumva încerc să nu iau personal. Și aici îmi permit să fac o paranteză, cred, nu știu dacă în alte țări, că n-am avut ocazia, dar în România suferim cu toții de atac la persoană. Adică trecem foarte ușor, facem foarte ușor flic-flacul de la a critica o idee sau, domnule, ideea ta e proastă, trecem foarte ușor la omul e prost. Și chiar dacă cel care face critica nu intenționează asta, noi avem un fel de sensibilitate exacerbată și o luăm personal. Și atunci îmi spun de foarte multe ori când critica este, să zicem, vehementă sau nu e super pozitivă sau nu e elegantă, că de fapt sunt lentile diferite și omul are o problemă și nu eu. Și ultima variantă pe care o am e că sunt recunoscătoare celor care mă învață. Și n-ai cum să mă înveți sau n-am cum să învăț de la tine dacă nu elimin erorile. Adică dacă nu arătăm, nu le scoatem cumva la lumină erorile. Cam așa mă descurc eu cu povestea cu erorile. Nu știu dacă vă ajută ce am zis. Sunt convinsă că ne ajută. Uite, una dintre participante, dintre persoanele care ne urmăresc, ne-a scris că e extaziată și că își dorește prezentarea. Așa că sunt convinsă că mecanismele astea de coping pe care tu le-ai împărtășit vis-a-vis de experiența ta sunt cu adevărat folositoare. Iată, din tot ce ai trăit tu vis-a-vis de eroare, ți-ai creat aceste strategii prin care să funcționezi, nu? Da, adică, nu știu dacă a fost așa un proces conștient, ci pur și simplu am încercat, adică m-am dus tot în varianta încercare-eroare. Și am zis, hai să încerc cu umorul. Ține. Hai să încerc cu varianta modestiei afișate. Adică, stai, nu posed adevărul absolut. Eu văd lucrurile într-un anumit fel și poate că altul vede în alt fel lucrurile. Și am văzut că ține. Și modestia nu în sensul cum să vă zic? O modestie în încercarea de a evita absolutismul. Noi avem unghiuri de vedere, noi avem propozițiile noastre, concluziile noastre inductive, ar trebui să înceapă cu probabil unii. Nici într-un caz toți și nici într-un caz pentru toată lumea. Și în clasă, când lucrez cu copii, apare povestea asta. Nu v-ați făcut tema. Da? Păi, nu, o ieșit pe guriță porumbelul. Nu v-ați făcut tema. E o generalizare, e unul în clasă care și-a făcut tema, păi câțiva nu v-ați făcut tema. Deja e altfel. Ai câștigat admirația ăluia unu, pe care poate nici nu-l identifici până la sfârșitul orei că și-a făcut tema, ca să nu se facă de rușine. Și ai spus un adevăr. Un adevăr care începe cu unii, da? Nu sunteți atenți la oră. Ei, nu e așa. Unii sunt atenți la oră. Unii nu sunt atenți. Da. Nu e pregătit, nu v-ați pregătit astăzi pentru oră. Nu e adevărat. Unii nu v-ați pregătit pentru oră. Și în sensul ăsta, deci ăsta e sensul termenului de modestie pentru mine. Și copiii apreciază. Sigur, clar. Și în felul ăsta și învață modestia prin puterea exemplului din perspectiva ta de dascăl, de profesor, de specialist în aceste programe educaționale pe care tu le faci. Mulțumim, Laura, e valoroasă informația pe care am primit-o de la tine. Cătălin, avem întrebări?
Nu avem întrebări deocamdată. Eu aș avea o provocare pentru cei care ne urmăresc, vis-a-vis de ceea ce Laura a împărtășit cu noi. Provocarea sună în felul următor. Ce strategie aveți voi pentru a face față unui fail? Poate vă inspirați din ceea ce Laura a proiectat sau veniți fiecare cu răspunsul vostru? Da? E așa o provocare, o întrebare retorică. Bun, mulțumesc, Laura. Mergem mai departe. Te invităm să rămâi cu noi. Poate pe parcurs mai apar întrebări. Mai învăț și eu ceva. Super. Bun. Mergem mai departe. Următoarea noastră invitată care va lua cuvântul este Ana Zlătescu. Ea e fondatoarea Elevate Her. E un tânăr antreprenor. Înțeleg că a dezvoltat calități antreprenoriale de la vârsta de 12 ani. Ana, spune-ne mai multe despre comunitatea pe care tu o dezvolți. Iată, comunitatea ta are în prim plan tinerele, energia feminină. Mă bucur tare mult să văd că investești în visurile tinerelor cu care tu lucrezi. Bine ai venit la I Love Failure Education, Ana Zlătescu. Mulțumesc pentru invitație. E o plăcere să fac parte din această mișcare, pentru că am rezonat cumva de la început, de când am primit mesajul de la Cătălin cu misiunea voastră, pentru că cumva tot ce înseamnă fail pentru mine a fost o mare învățătură de când aveam 12 ani și până acum la 21, luând cumva calea antreprenorială. A trebuit să învăț pe parcurs că nu există eșecuri, ci doar metode prin care să învăț să devin mai bună. Și trebuie să recunosc că sunt o fire perfecționistă care mereu își dorește absolut și să facă lucrurile cât mai bine, pentru că am cumva mereu mă raportez la oameni internaționali și din afară care fac lucrurile. Însă cumva tot din același motiv am început eu podcastul Elevate Her, care se bazează foarte mult pe poveștile tinerilor antreprenori, dar pe greutățile și pe cu ceea ce s-au confruntat ei la început de drum și mai ales pe partea de sănătate mentală. Cred că ăsta este un subiect care nu este foarte des întâlnit și abordat, mai ales în online, pentru că cumva e, poate încă este tabu, dar eu vreau să nu-l mai fac să fie tabu. Total de acord, împreună îl scoatem din zona tabu. Da. Chiar, da, mă bucur pentru asta. Tot ce înseamnă partea de depresie, anxietate și atacuri de panică, cred că sunt niște stări prin care majoritatea lumii trec și le poate considera ca fiind eșecuri, pentru că cu toții ne dorim să fim în cea mai bună versiunea noastră și super puternici, însă nu ne dăm voie să putem să mai și cădem. Eu am trecut pentru o depresie foarte mare anul trecut și cumva atunci momentul ăla pentru mine a fost foarte greu, dar toată perioada în care eu m-am ridicat și am evoluat și m-am vindecat pe mine, cumva a devenit Elevate Her. Adică cumva lucrul ăsta sper să poată să inspire oamenii că orice moment și orice durere pe care o pot întâlni sau o pot experimenta la momentul actual poate să devină o inspirație după sau o sursă de inspirație proprie pentru a crea ceva foarte frumos. Și tot așa pe zona de sănătate mentală, cum spuneam, acum doresc foarte mult și am început să strâng mai mulți influenceri și oameni din online care povestesc despre cum s-au simțit ei la început de drum și chiar am avut-o pe Carmen Grebenișan săptămâna trecută și a povestit despre faptul că ea, având în momentul ăsta 700.000 de oameni care o urmăresc, ea până anul trecut în toată cariera ei a avut probleme cu încrederea în sine și probleme cu imaginea și credea că nu e destul de frumoasă și destul de bună. Și asta cumva le-a dat încredere tuturor ascultătorilor că e ok și că trebuie doar să mergi înainte. Și în cazul meu,
fail-ul practic, cum v-am spus, a fost acesta de faptul că am experimentat o perioadă mai grea în viața mea, dar din care am avut doar de învățat și din care ulterior am creat un business. Și modul prin care am cumva am făcut lucrul ăsta a fost, să zic așa, de tool. A fost în principal reflexia personală. Mi-am creat un obicei în fiecare dimineață să scriu măcar o oră în jurnal și să îmi analizez și să văd fiecare interacțiune și fiecare mod în care eu acționez, ce pot să învăț din fiecare experiență. Și făcând lucrul ăsta zilnic, practic m-a ajutat să îmi dau răspunsurile singură, pentru că atunci când efectiv îți oferi timp și spațiu să stai cu tine și să te conectezi cu gândurile tale, poți da seama foarte ușor că tu deja ai toate răspunsurile și nu trebuie să apelezi la factori externi. Asta am făcut, asta parte de scris în jurnal, și de asemenea repetarea zilnică a afirmațiilor și a conștientizării pe ce sunt eu bună în acest moment. Și asta poate să fie o practică pentru ascultători, ca în fiecare zi să își numească 5 lucruri pentru care sunt recunoscători, pentru care li se întâmplă lor în viața lor și despre ei. Adică poate să fie, uite, azi sunt super recunoscător pentru că am făcut sport, sau sunt super recunoscător pentru că mi-am sunat mama, sau lucruri foarte simple care după îți oferă o mai mare încredere în tine că ești de fapt o persoană extraordinară și ai un potențial foarte mare, dar ține doar de tine să faci acest lucru și această muncă cu tine. Cam asta ar fi așa în mare, și legat de Elevate Her, practic misiunea la Elevate Her este de a încuraja tinerile să aibă mai multă încredere în ele, să-și urmeze visul, pentru că cumva ăsta a fost, adică visul meu a fost întotdeauna să pot să creez o comunitate de genul ăsta, însă frica de eșec m-a făcut să procrastinez acest vis și să ia 3 ani până să încep, efectiv. Și un lucru care m-a ajutat să încep, pentru că începuturile sunt foarte grele din cauza acestor frici de eșec, a fost să nu mai pun un preț prea mare pe rezultat cât pe început. Adică pur și simplu faptul că ai dat startul la orice ți-ai dori e mult mai important decât cum ai ieșit, de exemplu, dacă ar fi un eveniment la care tu pur și simplu ești super fericit că l-ai lansat, decât că au venit 100 de oameni sau 2 oameni. Cumva asta s-a întâmplat în cazul meu și după, practic, este un fel de motor prin care tu ți-l crești din ce în ce mai mult, pentru că îți vezi abilitățile și vezi cât de bun ești doar prin acțiunile pe care le faci, nu în mintea ta. Cam asta ar fi povestea mea pe scurt și sper că a ajutat. Am și eu o întrebare puțin aici. Vreau să te întreb, nu știu, la școală ce înveți? Că aparent vă ajutați unii pe alții, care e foarte tare, adică e clar că unii de la alții învățați cel mai bine. Dar la școală, cum ți se pare? Cum vezi tu școala acum, basically? Adică acolo înveți numai matematică și chestii sau sunt și ceva? Adică cum o vezi efectiv, ca perspectivă, sunt curios, nu? Da. Eu aici sunt puțin atipic legat de educație și de școală, pentru că eu fiind, făcând business de la 12 ani, sunt foarte recunoscătoare părinților mei și pentru că m-au susținut, însă pentru mine focusul a fost mult mai important să îmi cresc business-ul și să îmi dezvolt abilități interpersonale decât să mă duc la școală și să iau note. Și asta aici cred că ține foarte mult de părinți, pentru că, de exemplu, când venea mărțișorul, eu vindeam foarte mult de mărțișori, vindeam foarte multe bijuterii atunci, mama mea mă lua de la școală 2 săptămâni, stăteam acasă și cream bijuterii și după îmi făceam banii mei. Și mă susținea foarte mult în sensul ăsta, când poate alți părinți ar spune că du-te la școală și ia note mari și fă tot ce trebuie să faci pentru școală, însă se termină școala, liceul și tu nu-ți dai seama cine ești, ce vrei,
ce vrei să faci mai departe, pentru că nu te-ai descoperit. Și cred că tot ce înseamnă educația, de fapt, este un proces continuu pe toată viața, nu doar școală și facultate, este pur și simplu o învățare continuă din experiențe și din oameni, de la oameni. Deci, da, cumva eu sunt într-un mod atipic un elev care ulterior s-a lăsat și de facultate, adică am început facultatea, am făcut 2 ani cum m-am lăsat și sunt total pe cont propriu și modul, adică viziunea mea despre educație și despre viață este că tu ești creatorul vieții tale și în mâinile tale stă educația pe care vrei să o primești și că poate orice experiență pe care o ai și orice om pe care îl întâlnești îți poate fi profesor. Și da, cred foarte mult în lucrul ăsta și în faptul că niciodată nu ar trebui să te oprești din a învăța lucruri și de a fi curios și de a descoperi mai mult pe tine și viața. Și cu cât începi mai devreme să te descoperi, cu atât este mai bine pentru tine. Super, eu sunt pe exact aceeași lungime de unde, deci. Bine, mersi mult de tot. Codruța? Cu drag. Bun, mulțumim, Ana. Apreciez foarte mult faptul că ai împărtășit un fail personal mai întâi, discutând de partea aceasta de perioadă cu o stare de depresie pe care tu ai trăit-o. Consider că e momentul în care educația ar trebui să ne susțină să ne asumăm ceea ce simțim la nivel interior și să scoatem anumite stări din zona tabului și să discutăm despre depresie, anxietate. Așa că apreciez foarte tare că ai împărtășit lucrul acesta și vreau să spun că mi-aș dori ca de pe băncile școlii să iasă tineri care au viziunea ta despre ce înseamnă educația continuă. Da? Nu ne educăm și nu învățăm doar cât suntem în școală, ci întreaga viață. Sunt total de acord cu ideea că orice om care apare în viața noastră ne învață ceva și purtăm în călătoria vieții noastre câte ceva din fiecare persoană pe care am întâlnit-o. Spune-mi, care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o cu proiectul tău? Provocarea a fost începutul, pentru că mi era foarte frică să încep, cum am spus, adică aveam o viziune cumva foarte mare în capul meu și fiind atât de mare mi-era frică că nu aș putea să fac acest lucru sau că nu sunt destul de bună să-l încep sau că poate că sunt alții mai buni decât mine, că nu sunt bună la engleză, că nu sunt bună la vorbit, adică foarte multe lucruri pe care a trebuit să le rezolv în interiorul meu și cu mine ca să pot să dau, să încep. Deci începutul, cum v-am spus, a durat cam vreo 3 ani și după a fost cumva să văd în ce direcție vreau să merg cu proiectul, pentru că eu inițial am început din dorința de a crea tineri antreprenoare și lideri, dar după mi-am dat seama că încă nu puteam să ofer destul de multă valoare în zona aia, așa că în momentul în care am ales să fiu vulnerabilă și să-mi spun povestea cumva de viață și tot ce a însemnat partea de depășirea anxietăților și a depresiei. În momentul în care am început să vorbesc despre aceste lucruri în online și să le dezvolt, foarte multă lume a început să rezoneze cu povestea. Deci, cumva, provocarea cea mai mare a fost să îmi conștientizez eu valoarea și să dau drumul la o viziune pe care aveam, la un vis, și să am încredere în forțele proprii. Și cred că asta e o provocare pe care o au toți oamenii care își doresc să dea viață la ceva, însă încă sunt acolo în mintea lor prea mult și îi rog din suflet să pur și simplu să dea drumul la treabă, pentru că dacă cineva are o viziune în cap și o idee despre cum ar vrea să fie lumea asta mai bună, nu le-a venit ideea întâmplător, ci pentru că trebuie pus în aplicare. Clar. Super. Mulțumesc tare mult, Ana. Succes în tot ceea ce îți propui. Și plec așa cu gândul din tot ceea ce tu ai împărtășit, că e nevoie să visăm și să începem. Da? Fără a începe un lucru, nu avem cum să-l construim.
Bun, mulțumim, Ana. Mergem mai departe spre următoarea noastră invitată, Elena Lotrean. Elena este fondatoarea Școlii Finlandeze Sibiu și antreprenor în serie. Elena a dezvoltat în ultimele săptămâni o mișcare în comunitatea sibiană, Dialog pentru Educație. A reușit să strângă alături de ea câteva mii de persoane pentru a intra într-o cursă electorală și mă bucur tare mult că, uite, ușor, ușor, antreprenorii și oamenii care au un cuvânt de spus în contextul educației fac pași spre a intra într-o formă sau alta în politică pentru a ne fi mai simplu nouă celor care vrem să punem cărămizi în zona de educație. Sunt convinsă că ceea ce s-a întâmplat anul acesta, Elena, vis-a-vis de Dialog pentru Educație, e doar antrenamentul pentru 2024 și până acolo ne antrenăm într-o formulă mai unită. Ei bine, Elena Lotrean, fondatoarea Școlii Finlandeze Sibiu, e azi alături de noi și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să fii aici. Mulțumesc și eu foarte mult, Codruța, pentru invitație și Cătălin asemenea. Chiar mă amuzam acum câteva zile când am dat share la eveniment, acum două zile, ieri, alaltă, că universul este foarte, foarte amuzant el însuși, apropo de ceea ce spuneai mai devreme cu intrarea mea și a colegului meu Radu Sechei în zona politică cu un program și cu un mesaj care să pună educația pe primul loc. Am intrat în cursă, am finalizat cursa, am finalizat necâștigător, ca să spun așa, în ceea ce ne propusesem, dar câștigător în multe alte moduri, pentru că sunt foarte, foarte mulți oameni care au fost alături de noi pe drum, care încep să înțeleagă din ce în ce mai bine ce facem și ce ne dorim să facem și, de fapt, unde putem să ajungem cu educația. Eu mi-am ales să vorbesc în seara aceasta, în cele 10 minute pe care le-am alocate, despre felul în care sistemul pedepsește sau penalizează greșeala. Pentru că, așa cum spuneați și voi în descrierea evenimentului, despre ce vorbim când vorbim de greșeală? Nu prea vorbim noi în România de eșec neapărat, cât de greșeală. Asta este foarte bine întipărită. Nu cred că m-am referit vreodată la ceea ce am făcut eu și mi-a ieșit cum mi-am imaginat ca la un eșec, ci ca și la o greșeală. Și cred că asta este greșit fundamental de la început. Greșeala este un prilej de învățare. Gândiți-vă, așa cum dau exemplul super clasic cu copilul care învață să meargă și cade de foarte multe ori până să învețe să meargă. Greșește, deci, am spune noi. Copilul care învață să scrie, care învață matematică, care învață chimie, biologie sau orice altă materie ne-am putea imagina și până să le învețe, face tot felul de erori, de greșeli, pentru că așa suntem construiți noi, de fapt, să vedem ce funcționează, ce nu funcționează și să tragem învățămintele dacă suntem învățați să facem lucrul acesta. Ceea ce văd foarte puțin în sistemul de evaluare, de fapt, este felul în care să folosim greșeala ca și factor de motivare și ca și factor de creștere. Să vă dau un exemplu. Suntem singurul sistem de notare din lume care are un punct din oficiu. Nimeni altcineva nu mai primește un punct din oficiu. Ai știut, începi să crești pe punctele respective, nu primești niciodată din oficiu ceva. Mai avem 4 note pentru non-performanță, pe care de obicei le dăm pentru altceva, pentru că a vorbit în timpul orei, pentru că nu a fost atent, pentru că a copiat, pentru că X alte motive sau ne-a enervat într-un mod foarte subiectiv pe noi profesorii. Da? Ori știe, ori nu știe. De ce să mă mai chinui eu ca profesor să evaluez non-performanța?
Asta o dată. Felul în care se face evaluarea și are foarte mare legătură cu planificarea învățării. Pentru că în momentul în care eu evaluez la tablă, la lucrare, la rând, la catalog, ascult, deci clasicul, teză, examen și așa mai departe, ce fac este să promovez învățatul înainte de. Înainte de examen, înainte să știu că mă ascultă la tablă sau la catalog, înainte de teză, înainte de lucrarea de control. Asta în viața adultă se traduce printr-un obicei de a lucra înainte de deadline. Și gândiți-vă cât de mult lucrăm noi înainte de deadline. Dacă am 2 săptămâni să fac ceva sau am 2 ore, o să fac în cele 2 ore dinainte de termenul limită. Era un banc, circula un banc faimos cu învățatul chinezei, limbii chineze. Era un student american, un francez și un român. Și au fost întrebați cu toții cât timp le ia să învețe limba respectivă. Americanul s-a uitat și s-a vreo 6 ani, că e foarte greu, cu pictograme, cu toate lucrurile pe care trebuie să le legăm. Francezul s-a uitat și el a zis, foai, este îngrozitor de greu, într-adevăr, dar și franceza e grea, poate pentru că ne-am obișnuit cu cât de grea este franceza, reușim, hai să zicem, învățăm în 4 ani. Și studentul român întreabă, când e examenul? Cam așa, da. Partea asta de planificare pe care, din păcate, o vedem în momentul de față în toată societatea. Îmi scap acum numele americanului care a spus asta, if you fail to plan, you plan to fail. Dacă eșuezi în a planifica, îți planifici să eșuezi. Și cred că asta vedem o planificare extrem de slabă și pe un termen foarte scurt, adică primim directive de pe o zi pe alta, de pe o săptămână pe alta, înțeleg că sunt lucruri care pot să nu fie cunoscute, dar sunt în aceeași măsură lucrurile mari care pot fi puse deja pe masă și făcute și planificate astfel încât eșecul sau greșelile să fie mult mai puține decât ar fi în mod normal dacă te trezești peste noapte că trebuie să pui, nu știu, dozatoare, plexiglasuri, să faci hibrizi și alte variante de genul acesta, când în mod normal, uite, ai niște timp la dispoziție ca să faci această planificare. Aici cred că eșuează din punctul meu de vedere, nu total, pentru că evident lucrurile merg în continuare, de foarte multe ori chiar bine, dar nu știm ce ar însemna optim, pentru că noi spunem și evaluăm că e bine, pentru că aia nu-i, dar nu spunem că e bine pentru că am îndeplinit ce ne-am propus, ci pentru că am evitat. Și atunci mergem într-un lucru de evitare. Vreau să evit, să evit îmbolnăviri, să evit, mi se pare absolut normal să mă preocupe sănătatea, dar în același timp vreau să am o educație de calitate, să am profesori cu digital skills, să am un curriculum adaptat nevoilor regionale. Adică partea asta de ce vreau este atât de mult de lăsată în umbră de ce vreau să evit. Da, cam asta am vrut să vă împărtășesc în seara aceasta și sunt sigură că atunci când evaluăm avem nevoie să contextualizăm foarte mult, să vedem ce este în jurul nostru și ce înseamnă, de fapt, acest eșec, acest failure. Eu nu-l prea am în vocabular. Pentru mine e chiar... Da, eu am greșit, mai fac o dată. Hai să văd care e varianta, astfel încât să fac până îmi iese. Dar, într-adevăr, e în spate cu mulți ani de muncă cu mine și cu echipe de oameni care văd în continuare frica asta de greșeală, pentru că au fost umiliți la un moment dat, mai ales în școală, da? Pentru că accentul a fost pus pe ce nu e bine, în loc să fie pus pe
hai să văd să te ajut să fii cel mai bine cât poți tu să fii în contextul dat. Adică să nu urmăresc, oai, te-am prins acum, n-ai știut exercițiul ăsta, ci, oai, te-am prins acum, cât de bine ai știut și cât de frumos ai făcut lucrul respectiv. Bun, mulțumim, Elena. Sunt convinsă că cei care ne ascultă rezonează cu ceea ce tu ai împărtășit vis-a-vis de evaluare, de modul în care ne raportăm în școală la greșeală, la eroare, la acest fail despre care discutăm noi în seara asta. Trebuie să recunosc că sunt foarte mulți profesori care ne împărtășesc viziunea și de multe ori sunt puși în situația de a fi chiar ei arătați cu degetul de către ceilalți colegi și atunci renunță să iasă cumva din linia aceasta în care să facă lucrurile altfel și să îi susțină pe elevi, să îi ducă dincolo de frica de eșec, de greșeală. Oare ce le putea recomanda acestor profesori care vor să iasă din linia generală în care punem accent mai degrabă pe greșeală? Trebuie să aleagă, pur și simplu, e o alegere. Și e o alegere destul de grea, într-adevăr, pentru că atât de obișnuiți suntem cu anumite feluri de a evalua, adică pentru mine în continuare nota 8 va fi o notă proastă. Pur și simplu, pentru că atât de mult am învățat lucrul ăsta în școală, încât nu. Primisem copiii la noi la școală, nu știu, nu primesc ei notele, primesc părinții, ei primesc doar descrierea lor. Și am primit la un moment dat un B la matematică pentru fiica mea și în momentul respectiv am în minte, așa mi-au venit automat aia cu, știți mesajele alea, cu oare ăla și s-a făcut, oare de ce nu știu, oare nu a fost atentă, oare etc. Da? Și dacă eu am această reacție, apoi nu pot să-mi imaginez cum reacționează ceilalți părinți sau ca și profesor, da, e atât de înrădăcinată. Ce îmi dau seama este că nu pot să schimb asta la mine cum gândesc sau prima reacție. Pot în schimb să schimb a doua reacție, să nu mă duc după ea și să mă repet la copil și să zic, nu, ce ai făcut, vai de mine, ai luat un B. Când oricum ei nu au voie să știe notele, ci știu exact ce au făcut bine și ce au de îmbunătățit. Și cred că asta trebuie să se educe fiecare profesor căruia îi vine să se ducă după greșeală și să creeze, să înceapă să se creeze încet, încet contexte în care inclusiv să le spun, uite, acum te ascult, când crezi tu că ești cel mai pregătit? La o lecție la care știi foarte bine. Te-am văzut că ai făcut foarte bine ceva. Sau, adică să le dea copiilor prilejul de a scoate acele lucruri pe care le fac foarte bine și să vină încet, încet ei cu ele, dar și să creeze un context special pentru asta. Super, mulțumim, Elena, tare mult pentru tot ce ai împărtășit și pentru această recomandare de final. Așadar, important e să alegem ceea ce vrem să împărtășim elevilor, copiilor cu care lucrăm și adulților, pentru că mulți dintre noi din seara aceasta lucrăm cu adulți în educația continuă. Mulțumesc tare mult, succes în tot ceea ce îți propui! Mulțumesc și eu foarte mult, Codruța, și să ne revedem cu bine în ceea ce ne propunem pentru educație. Așa să fie. Bun, mergem mai departe la Andra Munteanu. Andra este antreprenor social în educație, inițiator și cofondator Narada. Bine ai venit, Andra, ne bucurăm că ești alături de noi. Îți dau cuvântul. Bine v-am găsit. Și uite, trebuie să-ți mărturisesc că atunci când încercam să mă pregătesc așa pentru întâlnirea și conversația noastră, mi-am dat seama că motivul pentru care îmi place eșecul, primul motiv pentru care îmi place eșecul, este că îmi place educația. Adică asta două mi se par de nedespărțit și cumva highlight-ul ăsta pe care nu l-am realizat până acum mi s-a părut un mare câștig. O să și zic de ce, că asta e cumva prima din cele trei idei pe care le-aș vinde celor care ne ascultă, și anume că cumva nu poți să desparți două lucruri, și anume dorința de a evolua constant și de a crește și de a te dezvolta și toleranța la eșec.
Pentru că cumva toleranța la eșec înseamnă, sau nu, să nu fii tolerant la eșec, înseamnă să stai într-o zonă în care ți-e totul confortabil, înseamnă să faci doar ce știi să faci și să nu faci lucruri noi, în timp ce, de fapt, evoluția constantă și să te autoeduci, că de fapt asta înseamnă educația pe bune, pe bune, înseamnă să explorezi mereu noi teritorii. Și să explorezi noi teritorii implică că o faci fără hartă. Și dacă o faci fără hartă, implică faptul că trebuie să o faci singur. Și dacă trebuie să o faci singur, atunci trebuie să greșești ca să înveți. Trebuie să pui piciorul și pe o cărare și pe alta. Și o să și dau exemplu de un eșec, să zicem așa, pe care l-am avut nu de mult. Este un proiect pe care l-am manageriat chiar la noi, la Narada, și care a durat 8 săptămâni. A fost un proiect în care, pe rând, au avut burnout toți colegii. Cred că singurul motiv pentru care eu n-am avut este că nu îmi mai permiteam să am burnout, fiind cumva ultima la coada asta. Am avut un moment de cash flow mai dificil, am avut niște decizii care au dus la a face și la a reface o platformă de 3 ori, lucru care iarăși foarte frustrant. Deci, cumva, dacă ar fi să ne uităm din afară, am putea să zicem că am bifat cu succes foarte multe dintre criteriile unui eșec. Ce aș avea să vă mai spun despre proiectul ăsta, dacă e să mutăm cumva reflectorul de pe tot ce am povestit până acum, este că acelea au fost și cele 8 săptămâni în care tocmai se închiseseră școlile în pandemie și în care în cele 8 săptămâni noi am reconectat la educație 1000 de copii. Fiind, în fapt, o echipă foarte, foarte mică, acest lucru întâmplându-se tot prin proiectul despre care vă povestesc, că poate fi privit și ca eșec. Și cred că, pe bună dreptate, poate fi privit și ca un eșec. Adică unele dintre lucrurile astea nu prea par a succes. Doar că, vezi tu, lucrul la care mă gândeam e că e, în esență, o chestie de perspectivă și de poveste pe care ți-o spui. Și că dacă tu vrei să-ți pui povestea faptului că ai avut un eșec, cred că aș cam fi găsit argumentele în situația asta de viață. Și dacă vrei să-ți pui povestea faptului că a fost un succes, de asemenea aș putea să găsesc argumentele și faptul că a meritat. Și asta cu narativul personal în ce privește eșecul e poate una din cele mai mari descoperiri pe care le-am avut creând Narada, co-creând Narada. Un alt lucru pe care, uite, mi-am dat seama că îl știu despre eșec când mi l-a spus de fapt cineva despre mine, mi-a zis: Andra, dar tu ai eșuat de atât de multe ori, adică acum probabil că nu ți mai pare cine știe ce lucru. Și zic, da, am eșuat, când am eșuat? Mai spune și mie odată, că nu am fost pe fază, când? A, păi în toți anii ăștia. Care ani? Și cumva era ping-pong ăsta, era conversație care era de fapt chiar o conversație despre crearea Narada și pe care persoana asta, care de fapt una apropiată mie și a putut să vadă procesul din spate și care nici nu se va vedea vreodată în față și nici nu ar avea cum, se uita cumva la tot exercițiu de a crea o organizație ca la un eșec. Eu nu m-am uitat deloc niciodată în felul ăsta. Da, am simțit că e greu, simt și acum, în foarte multe momente. Greu nu înseamnă rău, asta două lucruri nu sunt sub nicio formă egale, poate să fie greu ceva foarte bun și foarte frumos și ușor ceva complet greșit, deci nu lipesc astea două lucruri. Și în afară de asta, cred că ăla a fost momentul în care mi-am amintit exemplul care mi s-a povestit în școală, de altfel cu Edison, care nu a făcut 999 de încercări ca să creeze becul și atunci, de fapt, cele 999 de încercări erau exerciții, nu erau eșecuri. Cum ai putea să spui că au fost eșecuri? Că n-ar fi existat niciodată a mia încercare. Niciodată n-ar fost posibilă, pentru că, de fapt, în a mia încercare, el a integrat toate informațiile pe care le-a învățat în toate cele 999. Și atunci, ăsta mi se pare, de fapt, un drum al unui... al curajului și nu un drum al eșecului. Și atunci mi-am dat seama că pentru mine, cumva, alte două lucruri care nu pot să stea împreună sunt inovația și eșecul. Și noi la Narada facem două lucruri. Primul este creăm inovație, ăsta este dezideratul nostru, inovație în educație.
Și un al doilea este că suntem în esență o echipă de intervenție de gherilă. Și atunci, dacă creezi inovație, inovația înseamnă drumuri nemerse. Dacă sunt drumuri nemerse, înseamnă că nimeni, absolut nimeni, n-are undeva un protocol care spune pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 4, fă așa. Nimeni. Și atunci, cum ai putea să definești drept greșeală căutarea pasului corect? Deci, cred că inovația exclude by default eșecul. Și apoi să fii trupă de gherilă, așa cum noi toți naradienii suntem, de asemenea înseamnă că ce prețuiește rapiditatea, e reacția instantă, e să salvezi cât de mult din situație poți, în cazul nostru, în fine, accesul copiilor la educație, și atunci nu prețuiești alegerea corectă, nu prețuiești, hai să așteptăm să avem toată informația, 10 puncte din 10, ca să luăm o decizie impecabilă și care îți dea bine pe cameră. Nu, noi prețuim, hai să vedem cum putem acționa foarte rapid, astfel încât impactul nostru să fie maxim în momentul de acum. Probabil că o să așteptăm să avem 60% din informație, pentru că da, fără asta am face greșeli majore care poate ar periclita ce ne propunem să facem, dar peste 60% cumva nu mai merită. Și asta a fost cumva a doua idee, că dacă, în fine, eșecul nu poate fi reconciliat niciodată cu creșterea continuă a cuiva, cu atât mai puțin poate fi reconciliat cu inovația. Și că atunci când îți propui să creezi inovație sau să ai orice misiune de viață care înseamnă asta, automat îți cam propui să te împrietenești și poate chiar să te iubești un pic cu eșecul, aș zice. Și în pregătirea speech-ului, pe care de fapt nu l-am foarte pregătit, mi-am dat seama că mai este o a treia idee pe care aș transmit-o celor, uite, cel puțin 40 și ceva de persoane care sunt aici cu noi, nu? Și anume că sunt greșeli și greșeli și că contează totuși în ce fel eșuezi. Pentru că dacă eu aș fi venit în aceste minute pe care voi mi le-ați acordat din timpul vostru și toți cei care ascultă, timpul lor e prețios și atunci e important să pui ceva prețios în timpul lor. Și eu aș fi eșuat pentru că nu m-am pregătit deloc, aceea chiar ar fi fost o greșeală, fiindcă când cineva nu deschide Zoom-ul și ascultă, înseamnă că el îți dă un vot de încredere și votul acela de încredere merită înapoi investiția ta. Da, aceea e o greșeală. Din care poate ok, și din aceea înveți și nu mai faci următoarea dată. Însă eu când am aflat, nu știu, cu două ore înainte de eveniment, stai așa, trebuia să pregătesc un speech, nu era doar o conversație, deci trebuia să mă pregătesc singur, aici eu carnețelul meu. Am închis toată agenda zilei și am început să mă pregătesc, pentru că felul de a eșua pe care eu îl consider valoros e cel de tip Edison, așa cum vă spuneam. Adică e cel în care tu pui deja tu ce știi și vezi că ai atins ținta cu o eroare de 10%, să spunem, sau de 15%. Și zici, bine, eu am pus deja tot ce știam, am pus efortul, cei 15% pe care nu i-am atins sunt cei 15% pe care nu i-am știut. Și pe care poate astăzi am mai învățat 2%, pentru că poate, nu știu, uite, după evenimentul ăsta o să primesc un feedback de la cineva. Și asta este un tip de eroare pe care, da, aș putea să spun că o iubesc, fiindcă e o eroare muncită. Și de ce aș putea să zic că o iubesc și nu am niciun fel de conflict cu ea, dar cu un alt tip de eroare care a venit, nu știu, poate din zona de confort aș avea, este pentru că asta înseamnă, de fapt, să înveți. Ăsta este principalul instrument de învățare și principalul instrument care îți creează reziliență, aș spune. Și, în fine, last but not least, și cu asta cred că închei ce am să vă transmit, este că pentru că trăiesc și lucrez într-o filozofie care e în foarte mare parte stoică, stoică în fine, sensul foarte pur al cuvântului. Pentru mine lecturile, nu știu, Marcus Aurelius sau orice alți stoici, Seneca și așa mai departe, sunt cumva parte din viața mea. Și atunci, nu, stoicii au acest concept despre ce nu e în controlul tău, n-ar trebui să te îngrijoreze, dar ar trebui să-ți dai, să fii poate chiar dublu de riguros cu lucrurile care totuși sunt în controlul tău. Și atunci, ce e în controlul meu e să do my best, să mă străduiesc
și să lucrez pentru ceva. Și atunci, nu știu, poate contextul o să mă aștepte sau nu o să mă ajute. Poate oamenii se așteptau la altceva. Asta nu e în controlul meu. Dar am muncit pentru asta. Și cumva, asta e lucru în funcție de care eu socotesc eșecul sau succesul. O să dau doar un exemplu și cu asta închei. Cred că cu toții cunoaștem antreprenori care s-au străduit 10 puncte din 10 și nu i-a ștat contextul, nu i-a ștat piața, nu i-a ștat un val anume și nu le-a ieșit. Și mai cunoaștem și celălalt tip de antreprenori care au făcut o treime din efort decât ceilalți sau un sfert și pe care cumva contextul extern i-a ridicat pe un val și au avut un succes aparent cu mult mai mare. În ce mă privește, întotdeauna votul meu va merge către primii, pentru că felul în care eu socotesc eșecul și succesul e barometrul interior și nu cel exterior. Despre asta vă spuneam că e de fapt stoic, la felul în care mă raportez la lucruri. Cam atât. Excelent, mulțumim, Andra. Iată ce perspectivă vis-a-vis de setarea mentală pe care o avem vis-a-vis de eșec. Mulțumesc mult pentru tot ce ai adus aici și sunt convinsă că în momentul în care ne construim o setare mentală sănătoasă, reușim să integrăm eșecul, greșeala, eroarea sau cum vrem să denumim conceptul acesta încât să ne simțim confortabil. Ei bine, eu sunt... Mulțumim, Andra Munteanu. Eu sunt îmi place foarte mult ideea că setarea mentală te salvează. Da? În cabinetul de psihoterapie îi însoțesc pe oameni să-și construiască o setare mentală echilibrată, sănătoasă și de multe ori spațiul în care eu sunt acum aude zeci mii de eșecuri și de greșeli și totul pare a fi dramatic și de neremediat, însă lucrurile se consumă și se remediază în măsura în care noi alegem să facem asta. Îți mulțumesc, Andra. Mergem mai departe spre Adriana Bârcean, ultima, dar nu cea din urmă. Adriana este o bună prietenă a mea, ne-am descoperit în viața târzie, să spun așa, dar cu siguranță nu a fost întâmplător. Adriana este dascăl pasionat, e o persoană care își dorește să învețe în continuu, e mamă de 4 copii și un înger și, de asemenea, are proiecte pe zona de educație non-formală ca și formator, ca și... trainer în proiecte. Adriana, bine ai venit, îți mulțumim că ești aici cu noi. Îți dau cuvântul. Bine v-am găsit, bună seara. Nu pot decât să cânt după ce s-a vorbit aici. Mă gândeam, în educație ne dorim foarte mult să fim primii, așa am fost învățați. Bine, cred că în întâlnirile acestea e cel mai rău să fii ultimul care merge să închei. Și mă gândeam, uai, ce greutate, am schimbat de nu știu câte ori gândurile pentru întâlnirea de astăzi, le-am tot măcinat, ca la clasă ai un scenariu și îl schimb de nu știu câte ori, ca în final să nu respect deloc scenariul planificat. Da, o să fac share screen, pentru că dacă e Zoom, trebuie să fie și share screen. Dacă mi iese, sunt meseriașă, dacă nu, I love failure și sunt pe temă. Ne place, okay. Chiar dacă ești la final, energia ta e tare faină. Așa. Trebuie să fie altfel, ce să facem, ok. O să vă povestesc istoria acestui citat. La un moment dat pe Facebook, Oana Dănilă, psihoterapeut EFT de la Iași, anunța că își oferă serviciile pentru o întâlnire, de fapt pentru un support group pentru dascăli. Și m-am băgat și eu, cum la fel ca și Laura, zic da la multe chestii fără să... și după aia nu știu să zic nu. Da, și mi-o iau așa. Și amintea ieri o chestie care mi-a declanșat un pic beculețul pentru ce am astăzi să vă zic, despre discursul lui Theodore Roosevelt,
de la Sorbona din 1910. Aici e varianta în engleză, o să o vadă oamenii pe YouTube, dar o să o vedem aici tradusă. Mi se pare cea mai bună traducere din câte am găsit pe internet. Am și citat sursa ca să nu fie probleme. Este un discurs amintit de Brené Brown în marele discurs al ei care a ajuns pe TED-ul cel mai mare, începând cu TED-ul din Houston. Și o să vă citesc pentru că îmi place să citesc, așa că luați-vă un moment în care puteți să închideți ochii și să deschideți urechile sufletului și să încercăm să înțelegem un pic despre ce e vorba în acest text. Important nu e cel ce critică, nici acela care arată cum se împiedică omul puternic sau care spune cum ar putea cel care face un lucru să-l facă mai bine. Lauda îi se cuvine celui ce se află în arenă, a cărui față e năcleită de praf, sânge și sudoare, celui care se luptă cu mult curaj, celui care dă greș iar și iar pentru că nu există efort fără greșeală și neajunsuri, celui ce se străduiește să înfăptuiască tot ce trebuie înfăptuit, celui ce cunoaște entuziasmul și devotamentul și care se dăruiește unei cauze demne de laudă, celui care, în cele din urmă, cunoaște în cel mai bun caz triumful unei mărețe realizări, iar în cel mai rău caz, dacă dă greș, măcar greșește dovedind un curaj fără limite. Ok. O să stop share. Ha! Ne vedem din nou. Și acolo aveam evidențiate așa niște cuvinte și v-aș ruga ca să animăm un pic grupul să nu fie doar un discurs de la noi spre voi. Atât pe live, Facebook, am văzut că comentați, cât și aici în grup. Aș dori să scrieți repede sinonime ale verbului a greși sau expresii. Puteți să folosiți și expresii folosite zi de zi, da? A da kicks, a o da în bară, ok? Hai să fim cât de mult, da? Un pic nu obscen, dar să mergem în zona asta, da? Vă urmăresc și pe Facebook, așa că nu stați degeaba că aveți timp, da? Un minut. Scriem așa, a claca, a eșua, ok, a o da în bară, da? Ok, a da cu oeștia în gard, a călca în străchin, a face prostii, a pierde, a o sfecli. Ok, deci româna are foarte multe expresii pentru a greși. Ei bine, acum aș dori să facem un pic așa o paralelă și a mermeli, a o face de oaie. Ok, bun, a da cu bâta în baltă, hei, deja adunăm un întreg dicționar, să scriem repede și pentru a reuși. Bun, super, uite, o văd, Raluca Istrată, te salut. Mihaela, Raluca de la Sibiu. Ok, a performa, a învinge, a izbuti, a realiza ce-ți propui, ok. Oare expresii din astea așa de trupă, de gașcă avem? A răzbi, a lovi ținta, a triumfa, a o scoate la capăt. Ok. Am plinit. Bun. Bine, Paul. Ok. Am căutat eu ce am căutat. Eu sunt foarte mare fană, fiind filologă la bază. Îmi place foarte mult etimologia cuvintelor. Și am căutat, din păcate n-am găsit în română această explicație, dar am mers pe varianta de engleză, fail, și vine din erare, care de fapt înseamnă rătăcire, da? Depărtare de normă, neînțelegere, am mai găsit și defect și cusur. Și e foarte interesant cum reușim să înțelegem greșeala ca fiind o deviere un pic de la drum, dar nu neapărat o deviere definitivă.
Și m-am gândit foarte tare la expresia asta, I love failure, și nu e I love to fail. E o diferență foarte faină de lingvistică, așa, pentru că mi-asum că am greșit, merg mai departe, dar nu persist în greșeală. Și zicea un prieten foarte drag acum, părintele Hrisostom Rădășescu de la Școala Varlam din Iași, că în momentul când conștientizezi greșeala, e ca un cherosen pentru racheta dezvoltării personale. În momentul în care tu îți dai seama ce ai învățat din acest lucru, poți să pornești mai departe. O prietenă dragă îmi zicea cu 2 săptămâni, pentru că eu mă măcinam foarte tare, o să vă povestesc și despre momentul meu de glorie în a eșua grozav ca adult și foarte recent, mi-a zis că orice creștere doare și că atunci când te doare și te macină, sigur crești. Sau sigur se întâmplă ceva care să nu te lase la fel. Eu cred că da, așa cum zice și Floricica, greșeala e o lecție. Asta clar, o lecție pe care o primim zi de zi, poate mai multe greșeli într-o zi. Dar ca să nu mai merg mult pe ideea asta, aveam notat aici și e foarte important să scrieți iară pe chat, așa, expresii pe care le folosiți atunci când greșiți. Da? Nu fiți blânzi. Când greșiți voi. Da? Cum faceți? Acum ar putea să intervină cenzura, Adri, știi? Încă ok, bun, nu, că suntem, uite, Cătălin știe exact. Așa. Good, asta e un pic și așa, să ne dăm seama, poate ar fi fain să și, dar nu putem acum, să verbalizăm lucrurile astea conștient. Da, exact, oh, nu pot să le citesc toate, dar puteți să vă, puteți să le vedeți, poate, cine are îndrăzneală să citească, că eu, ok, bun, tu l-ai, Doamne, da, ce-a fost în capul meu, ok, bun. Ce năroadă sunt. Și mai încolo. Și acum, expresii pe care le folosiți atunci când greșește cineva față de voi. Și când nu facem noi o brânză, a făcut altcineva o brânză. Ce le zicem? Haideți și pe Facebook Live, că eu văd, vă răspund dacă apuc. Ești culmea. Ce blânță! Ce fraier tută! Bun! Ok, cât de ușor ne e? Ce-a fost în capul tău? Ok, din capul meu în capul tău. Cu noi suntem, din ce văd, cu noi suntem foarte duri, foarte duri. E bine când vine vorba de ceilalți, avem tendința să o mai îmblânzim un pic. Dacă mă întreb oare de ce? Oare cum suferă imaginea noastră atunci când intrăm în faza de a critica greșeala celuilalt? Foarte mult, foarte mult. Și ca părinte, fiind mamă de 4 copii, am motive extraordinar de multe să critic sau să urlu, să fail, ca părinte de nu știu câte ori mi-am zis, probabil că o să fiți de acord foarte multe mame, că de multe ori avem impresia că I'm losing it, așa, o pierd, se duce. Pa, nu reușesc să mă adun. Ei bine, cred că atunci nevoia de conectare e cea mai intensă, pentru că același lucru se întâmplă și de partea cealaltă, dar nu sunt expert în asta și lucrez și cred că până când o să fie sfârșitul meu, tot o să lucrez, că tot creștem. Și mi-a mai scris aici, că aș vrea, ca să nu vă iau din timp, aș vrea să vă povestesc despre un moment foarte puternic de vulnerabilizare personală, pe care poate în mod normal nu l-aș împărtăși, dar poate vă regăsiți foarte mulți din educație în asta. Am dat examen de titularizare în această vară
Și bineînțeles că mă așteptam, rugămintea mea, rugăciunea mea era să iau un post și în sfârșit să mă stabilizez la o prea frumoasă vârstă. Ei bine, merg la ședința publică unde te simți ca toate cuvintele care le-ați scris la expresiile pe care le folosiți când greșiți. Și în fața mea, așa frumos, s-au dus toate posturile de limba engleză, eu rămânând așa, pe lângă. Ei bine, soarta, karma, universul, dar e o lecție foarte faină, că sunt colegă cu cele două colegi care au luat postul înaintea mea. Și vulnerabilizarea este că am fost așa, m-am simțit ca un loser, în momentul în care m-am întâlnit cu colega dinaintea mea, care eram în aceeași cancelarie, și nu puteam să o privesc în ochi. Deci era fail, 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 fail. Și mă tot luptam, lucram împreună, aveam un proiect în școală, pictam pereți minunat, și mă tot gândeam, băi, da, uite, da, 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 eu meritam, eu făceam, eu vroiam așa. Și la un moment dat, în mintea mea, și e foarte important, mentalitate deschisă, de studiat, dacă vă interesează, m-am gândit, ia să văd eu ochii persoanei respective. Nu puteam să mă uit în ochi, în ochii ei. Nu puteam. Mi se părea că mi-a distrus tot viitorul. De fapt, era o chestie absolut corectă, nu era nimic. Dar mie mi se părea că eșecul meu este final, acum Adriana, așa minunată, meseriașă, cât ea de faină, de-o văd toți, a dat kicks, da? N-am văzut expresia asta, eu dau kicks. A dat kicks final, pa! Și stăteam amândouă una lângă alta, ar fi interesant să și vadă filmarea asta, fac o spovedanie publică, una lângă alta, la distanță de un scaun, așa, distanțare socială, și nu știam cum să stau. Îmi doream să stau spre ea, că așa e politicos, nu să stai cu spatele, dar în același timp mă trăgeam mai într-o parte, pentru că nu puteam să o duc. Și am lucrat foarte mult la chestia asta, până când, într-o zi, era o tensiune de ambele părți, am zis, ia să văd eu femeia asta ce ochi are, că eu nu i-am văzut deloc. Și în momentul în care m-am uitat în ochii ei, mi-am dat seama că, băi, omul ăsta e o persoană, are și ale ei emoții, obiective, exact ca mentalitatea deschisă despre care ziceam, și că, în fond, nu-i vina ei că eu nu am luat postul. Mie mi s-au deschis alte oportunități mult mai faine, dar pe care nu le-am văzut atunci. Și am zis, gata, și o să mă duc acasă, și o să zic că ăștia, vai, nu ești bună de nimic. Da? Asta e imaginea când greșești. Nu neapărat că ai eșuat, ci ce ori să zică alții despre tine, ca adult. Da, wow, a fost grea, dar e bună, acum mă simt bine. Mulțumim, Adri, că ai eliberat așa împreună cu noi. Acum putem cânta. Da. Mai dăm un minut pentru încheiere, Adri? Da, mai putem la un minut pentru încheiere. Oare avem întrebări? Ia să vedem. Poate pe Facebook, dacă sunt ceva întrebări. Dacă ne uităm pe chat, o să vedem toate minunile. Am putea salva. Putem face un compendiu. Da, 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 o să salvăm. Da, da, da. Haideți, veniți cu întrebări acum, cât mai suntem prezenți. Așa și fresh. Eu m-am încălzit aici. E un frig la Mărtinești de numai, da? Mi-am dat geaca jos. Vei mai avea probabil și pe YouTube, pentru că și acolo, după ce îl postăm, lumea va pune întrebări. Dacă nu sunt acum activi, oricum ai activat lumea, vă, că ai energizat toată... Păi trebuie mișcat, ora e ora în care trebuie să comunicăm. Super, mulțumim, Adri. Ia uite ce împărtășire valoroasă vis-a-vis de fail. Sunt convinsă că mai toți cei care au trecut prin experiența titularizării cunosc oarecum ceea ce tu ne-ai spus. Fiecare a trăit în felul lui fail-ul. Iată, în această seară, aceste invitate valoroase ne-au împărtășit
idei de suflet, recomandări, bune practici vis-a-vis de cum să integrăm eșecul. Am avut parte de vulnerabilitate, de viziuni despre eșec, despre a reuși să mergem mai departe și să nu rămânem blocați în ceea ce învățăm despre eșec, și anume că nu suntem buni, că nu merităm, că nu, toate cele care încep cu nu. Să știți că nu a fost cu intenție faptul că am prelungit această primă ediție I Love Failure Education cu 28 de minute. Sunt convinsă că pe viitor reușim să ne încadrăm în timp, însă fiecare dintre invitatele noastre cred că ar fi avut nevoie de o oră pentru a împărtăși viziunea lor legată de eșec. Le mulțumesc încă o dată fiecare în parte, vă mulțumesc vouă pentru faptul că sunteți alături de noi, ne încurajează foarte mult când vedem că voi dați share, dați like la ceea ce vă propunem ca evenimente în contextul I Love Failure. Vă invit să vă conectați cu noi în cazul în care nu ați dat like la paginile I Love Failure, I Love Failure Sibiu, Incubator 107 Sibiu. Pe mine mă găsiți pe Facebook, Codruța Răbăgel, psihoterapeut. Cătălin Meșter, mulțumim pentru că ai lansat în România și iată și în alte 3 țări această mișcare I Love Failure. Vă pregătim noi evenimente și curând vă vom lansa și următoarea listă pentru a doua ediție I Love Failure Education, a doua listă de invitați, la asta mă refeream. Ne revedem în decembrie la I Love Failure Education 2. Toate cele bune, să ne revedem cu bine, nu uitați, setarea mentală face diferența și ne educăm zi de zi. Seară frumoasă, mulțumim tuturor!